Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Și, bă fraților, am intrat aici într-o meșe Skype. Zici că-s pe Cali, coaie. Da, mă, băieți, am intrat aici într-o meci de Skywars alături de Eliuță. O să vă spun imediat de ce rădem așa că nebunii. Băi, ne-am jucat vreo 10 meciuri până acum și am murit ca proști în toate meciurile. Și am făcut... Și-am... Salutare bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Hacking. Da, știu că o să vi se pară foarte, foarte ciudat ce se întâmplă în acest moment pe canalul Raul2K, dar am explicații pentru chestia asta. Sunt alături de Eliuță, zici și tu ceva, mane. Sex. Sex. Bă băieți, de când am făcut acel live cu Minecraft în seara aia de plictiseală, mi-ați scris foarte, foarte mulți: bă frate, de ce nu faci Minecraft Hacking dacă tu te joci Minecraft? Și eu am zis, ce am zis eu, Eliuță, ia zi. Exact, am zis, bine, băi, aia n-am zis-o, aia l-altă. Doar bineînțeles am zis, bă băieți. Așa că am zis, fraților, să începem o serie de Minecraft Hacking, dacă vă place, în care jucăm pe tot felul de servere de astea populare. Și puteți să-mi lăsați, vreau să fac și o serie de troll, gen în care să trollăm jucători pe servere de Minecraft cu hack-ul. Așa că vreau să-mi lăsați în comentarii servere de astea nebune de Minecraft românești, de preferat, dacă vreți să iasă episodul amuzant, în care o să trollăm diversi player, nu știu. O să găsesc eu funcții la cheat-uri care pot fi folosite ca troll. Dacă mai vreți episoade din seria asta, hai să strângem măcar 500 de like-uri la acest episod. Nu cer 1000 ca PCS, cer 500 așa, da? Dacă chiar vă place și strângem 1000, ar fi super, super mech. De data aceasta jucăm aici pe Hypixel, pe nebunii, mamă, de când am mai jucat pe serverul ăsta are 140.000 de player, să mă oare Jaxi. Băi, Eliuță, să dăm invite în lobby, în astea, nu știu cum se procedează în party. Eu am într-un minigame și aproape câștig. Băi, cu aia ești bulangiu. În fine, bă, fraților, dacă vă place, nu uitați să dați acolo un like, să facem 1000 de like-uri și hai să trecem la meci, bă, băieți. Da, bă, băieți, am intrat aici la un Skywars alături de Eliuță și nu știu dacă v-am spus la introducere, dar pe acest episod vom juca un meci de Skywars și un meci de Bedwars, ca să testăm așa cheat-ul, să vedem cum se descurcă, cum merge. Și nu uitați acolo să dați un like, bă, băieți, să facem măcar 500 de like-uri minimum, minimului trebuie să fie 500 de like-uri și 1000 de like-uri, așa ca să fiu mulțumit. Vei inimioara mea mulțumită, știi ce zic, bă băieți, aici desfacem un chest, bam, 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 bam. Mamă, mi-a dat golden apple, ești prost? Cât de common e golden apple-ul ăla aici? Nu știu. Deci 8.5, mamă, am sabi iron 8.5 cu aia de damage, să moară Jaxi. Bine, vrei unul cu 6.25 sau una cu 6 sau, nu știu, îți dau o stone sword. Ah, am și topor, dar... Și am 6.25, vrei? Îmi dai, da. Bineînțeles, ia uite. Hai mă, pe mijloc, mane. Bam, bam, coaie, tot eu am luat-o sau mi-a rugat? Mi-a aruncat-o pe a ta, lol. Păi nu știu, cum construim noi aici spre mijloc? Băi, dar care trage, mă? Uite-l pe ăla, mă, putuți copilul tău. Doamne, hai, trage ultimul copil după noi, coaie. Hai, du-te, du-te că te anunț eu. Du-te că eu vin după tine. Gata, sari. Hai pe mijloc, repede aici, să luăm să... Ia uite-l pe ăsta! Nice. Băi, nu mai am sabie, coaie, mi-a zburat, mi-a dispărut sabia din inventar. M-auzi? Da, o ai în mână, mane. Păi nu, acum am alta, că mi-am switch-uit repede ca să fiu sigur. Da, aia mea cu 6. Poate ai apăsat, poate ai apăsat Q din greșeală. Păi și n-ai luat totul, ia vezi, n-ai o sabie de iron cu enchantată? Nu. Am What the fuck? Coaie, oare dacă omori pe cineva cu sabia, dispare sabia sau ce dracu? Nu cred. What the fuck? Și atunci de ce mi-a dispărut? Hai, repede. Bă. Coaie, am sărit pe aici, am făcut mare parcurs, dar nu, hai. Da, sempti toate, le-a luat deja cineva, coaie. Le-au luat pe toate, ești prost? Îl văd, fugi, vino spre mine. Coaie? Hai că am venit sus. Ah, what the fuck, de asta te-ai speriat tu, coaie. Care și aruncă chestiile din inventar și au venit așa hotărât pe mine și când... Gata, l-am aruncat în void. Mai a venit unul! Îți doi! Ai Eliuță! Mă bat, bă, cam ia-și picioare! Uite-l ce-și construiești el, tu scopil... Gata! Mamă, Eliuță, i-am rupt pe băieți, hai să mănânc un geapel de ăsta ca să, în caz de vine băieții. Da, bă, băieți, un mic disclaimer, așa, am spus acum înainte să dau pauză la video, vine băieții. Vă rog să nu vă mai luați de mine în comentarii pentru că a fost Caterinca. Da, am zis și eu, vine băieți, așa ca un cocalar. Nu mai faceți un pula mea, îl salut în comentarii că nu s-a luat fan, alfa, nu știu să vorbești bine. Gapel, cum îi ziceam înainte, gapel îi ziceam înainte la Golden Apple. Gapel. Mama, am un kill și 3 asisturi. Păi, Eliuță, în spatele meu, coaie! Na, mersi de ajutor, mane, te pup. Scuze, ai murit? Nu am murit, dar era să mor, că m-a luat pe la spate ești nebun, m-a luat prin... Mai e unul, mai e doi, coaie, în timp! Băi, coaie! Fugi. Nu fug, că i-am intrat în ei, ești nebun. Încă un kill. Eu sunt jos. S-a speriat de mine ăla, coaie. S-a speriat că taică, mama. Jos la mine. Hai, coaie, că s-a căcat pe el, ești prost, gata, l-am omorât și pe la banul, nu l-am omorât. Băi, coaie, l-am omorât altul, fii atent că câștigăm imediat, coaie.
Aoleu, mai ești 2, Iliuță, mai ești 2, Iliuță, Iliuță, Iliuță! 5 kill-uri cu aia într-un minut, ești prost, m-am bătut cu ăștia, a fost bă, cel aici. Bă, băieți, vedeți că e foarte, foarte nebun GG ăștia, mă, nu mă fac hacker, nu nimic, plus 5 karma. Bă, fraților, vedeți că e foarte nebun Skywars, aia, mai jucăm încă un Skywars, mane? Să facem mai multe minigame-uri? Da, mă, băi, țineți, dacă facem 1000 de like-uri la acest episod de Minecraft Hacking, vreau să văd cât mai multe like-uri, o să facem cu mai multe minigame-uri. Deci mă jur că în viitorul episod s-ar putea până și un UHC să fie, bă, băieți, să fie un ultra hardcore de la nebun. Vezi că eu am jucat unul și l-am câștigat, mane, ți-am zis? Da. O să jucăm mare UHC dacă facem de ultra hardcore. Dacă nu știți ce ultra hardcore, efectiv, sunt 70 de jucători puși pe o hartă random de Minecraft. Și ca Battle Royale, trebuie să te apuci să strângi resurse, să faci tot felul de chestii, să-ți faci armură, să-ți faci toate, da. Să-ți faci toate nebuniile, să-ți faci... Da, am văzut, stai mane că acum vin. Dar n-am gapelul ăla meu plană și nu pot să bag apel, nu pot să bag GPL-ul, mane. Băi, vezi că vin unii, tot așa, parcur în spatele nostru. Hai, Raulica, în mijloc. Hai, mane, să luăm iteme bune, păi da, nu? Ce l-a luat Ilie la bătaie pe ăsta cu aia, nu l-ai lăsat să trăiască, ești nebun, vorba mea. Mi-am luat și aici armură, scuze mare că ți-am furat fix de sub. Ia uite pe ăștia doi cu aia, cu echipieri, futuing. Băi, trage cu arcul. Mi-a luat 3 inimi cu aia, regeneration. Mi-am dat mare poțiune de regenerare cu aia. Fugi. Băi, cu aia, dar nu se leg de unul mort. Mamă, mai am 3 inimi. Nu. Fugi. Cu aia, tu de ce arzi? Care ăla fare fire aspect pe... Vezi dacă vine cineva. Ia pantalonii ăștia repede. I-am luat, stai că vreau să mai upgradez și nu casca. Leather boots ăștia. Ăștia nu și armură. Gata, hai. Cam ceva, toate. Ceva? Aș avea nevoie de mâncare, mane, că o să mi se ducă mâncarea și n-am ce mâncare să mai mănânc. Hai să vedem dacă am ceva cu power 1, bineînțeles. Spate. Unde coaie? Coaie, spate, dar e sus. What the fuck, ce l-a fix, l-am omorât. Să moară Jaxi. Hai, cam și săgeți acum. Hai la clean up. Hai. Dă-i tu la ăla. De fapt, stai că nu mai e nimeni. Bravo, și mai a trebuit să fie un tău echipier de-a lui sus, că l-am văzut. L-am văzut cu ochii mei, mane, cu ochii mei. Hai să mai lutăm. Ia să-ți dau armură. Dăm armură full, mane. Mamă, ce mi-a dat Iliuca aici, fii atent, mă. Ce m-a făcut Ilie, bărbat. Coaie, nu-l văd! Vezi că cred că și ăsta ce hit mi-a dat. Mamă, coaiele, dăm clean-up instant, n-au nicio șansă, mă. Dar vezi că eu ți-am furat toate kill-urile, trăiți-ar. Ai observat? Toate kill-urile pe care ai început tu să dai au fost ale mele. Mă, nu mai, mă mir că încă nu mi-a venit anticitul să se învârtă în jurul meu, coaie, că le-am dat urât rău de tot la băieții ăștia. Urât rău de tot le-am dat. Vezi că vine unul, vin doi. Mi s-a dus sabia iară, coaie, și ăsta cred că are hack. Coaie, cum a dat ăsta de la atâtea blocuri, ce prost, i-a picat. Ba nu, nu i-am omorât pe toți, mai e unul aici care s-a ascuns și o să moară acum, gata, a murit. Stătea prostul pe shift. Băi, coaie, mi-am dispar săbile din inventar, efectiv, nu înțeleg cum. What the fuck? Bă, băieți, să spune și voi dacă ați văzut cum am dispar. Vrei ender pearl-uri? Bă, n-am venit ce să facem cu ele că mai sunt 4 player left. 4 fără noi sau 4 cu tot cu noi, că nu înțeleg. Cu tot cu noi. Deci două echipă practic ar trebui să mai fie. Sau mă rog, încă doi care nu sunt echipă, na, puii mei, nu știu. Stai să-i vedem. Unde ești? Unde să știa că nu-i văd, mane. Să moară Jaxi. Mamă, dar nu mai poți să faci chestia aia. Mai știi cum, gen, când făceai PvP și dădeai și click dreapta și click stânga în același timp se făcea sabia așa șmecher? Da, poți. Nu poți. Nu se mai face chiar așa. Da, nu se mai face șmecher. Poți cât de cât, dar nu se mai face așa șmecher. Ai observat? Se făcea înainte sub așa, se făcea sper șmecher cu aia. Da, îți făcea gen. Uite, îl văd pun așa. Da, hai că îl văd pun aici. Hai să mergem să-l omorăm. Noteblock. Vino după mine. Bă, stai că mai sunt 30 de secunde până se dau refill la acestui. Hai, vino cu aia. Ei, stai tu în mijloc și mă duc să-l omor pe ăsta cu aia. Vrei să te mint? Nu, l-o mor. Ba da, l-o mor. Kill-aura activat. Hai mă, futus copilul, mătii, să... Mamă, cum i-am dat-o, cred că și-a dat seama instant că am kill-aura, așa că mai dau cu arcul. Cu aia, fix când i-am dat cu arcul, s-a întors la mine cu aia și a început să dea în mine prostul. Nu, fug, băga-mi așa că l-o mor. Gata, e mort, l-am aruncat în void. L-am aruncat în void, gata. Și mai e încă unul pe lângă noi, nu? Dar mi-e frică să mai vin pe mijloc pe aici, că poate vine un prost sare pe mine și mă omoră. Hai că nu mă omoră nimeni. Mamă, bă, băieți, deci mi se pare prea... Nu! Ai dracu kill-aura în mine, coaie! Mamă, o inimă, într-o inimă l-am omorât, coaie. A sărit în mine, m-a lăsat într-o inimă și am sărit pe el să-l bași într-o inimă l-am omorât, coaie, ești nebun. Gigi, scrie Gigi să-ți dea de alea karma point-uri de alea. Mamă, am dat și cu piciorul în microfon, sper că nu s-a auzit urât, coaie. S-a auzit urât? Nu. Am dat din greșeală, coaie, de cine a scos din lobby, what the fuck? Bă, fraților, și am intrat și în ultimul, dar nu cel din urmă, meci de Skywars aici alături de Iliuță. Sperăm să-l câștigăm, mi-a venit și mâncarea la Iliuță. Da, te-am băgat la prieteni. Bă, fraților, acesta este ultimul meci deoarece a venit mâncarea lui Iliuță și trebuie să mănânce ca să aibă energie. Așa că... Petrișor trebuie să se alimenteze. Da, Petrișor trebuie să se... Trebuie să avem energie, deoarece trebuie să mulgem vacile. Ce mă, așa zicea Petrișor ăla pe live-uri?
Sunt mortucă, că așa că trebuie să se alimenteze, să mulgă vacile cu aia. What the fuck? Și face, zice d-alea cu deoarece și pentru că, întru cât. Mamă, iau tipul ăștia, iau tipul, mamă, mi s-a... Bă, hai. Am văzut. Dar cine? Tu te-ai teleportat la ei sau ce trecu ai făcut? Rămâi tu aici. Nu, rămâi tu aici și spunem dacă ăștia vin spre noi și o mă uit în spate cu aia, că prevăd că iară vine unul din spate. Bă, vezi că vin. Am sărit și eu pe ei, frate. Sabii, nu știu, dar vezi că iar era. Băi, coaie, îmi dau potion of regeneration și puteam să-ți dau și ție dacă îmi ziceai mai devreme. Dar tu mi-ai ies în ultima secundă că mor de la foc, coaie. Și mai am încă o poțiune de... Băi, coaie, și cred că o să mor... A, nu mor și eu de la foc. Băi, coaie, las că o să-l câștig, vrei să mă răzbun pentru tine, mane? Da. Vrei să te răzbun? Da. Da, tu zici dacă să mănânci tu futu-te în gură. Mamă, vezi că aveau... Vezi că aveau super săbii băieții, frate. Avea sabie de iron cu sharpness 3 și cu fire aspect. Are durabilitate foarte mică sabia aia, cred că doar de 2 kg maxim. Da. Păi el ne omoră pe noi și foarte puțin s-a dus din ea cu aia. Ah, atunci e bine. Gen, s-a dus destul de puțin din ea, mie așa mi se pare. S-a dus nici măcar un sfert cu aia, să zici. S-a dus 10-5% s-a dus din ea cu aia. Ia uite-l pe ăsta. Hai mă, hai. Cu aia. Uite, da. Merge câteva kg. Mamă, golden apple. Bineînțeles. Dar mi-e frică că ăștia o să aibă deja armură. Mă spui și tu dacă vine unul, te rog? Poți să faci... Na, eu m-am pus deja să-mi pun armura, căcat. Dacă vine și mă moară, e vina ta. Vina ta. Tata, eu am murit pe Skyward. Mamă, cu aia zici că Sandy Popescu. Chezuma, chezuma, Montana, Baluma. Cum ai zis, zici că e Ciubalvin. Dar să mor tu, că nu seamănă vocea cu aia. Spawn Skeleton, bineînțeles. Poți să-l spawnezi acum și să vină altul? Să mă apere după aia sau are un timp limitat skeletonul ăsta? Nu, doar că stă doar acolo, am impresia. N-ai problemă, că stau și eu doar aici, frate. Mamă, dar n-am arc, am 30 de săgeți și n-am și eu un arc bun și n-am nici cască. Coaia, mă omoră la oameni și n-am cască. What the fuck? Bă, băieți, oricum avem o sabie super OP, deci eu zic că nu se atinge nimeni de noi aici în mijloc. Da? Da, te urmărește în continuu, cred că îți face mare raport. Mă, piși pe fața lui, coaie, să-mi facă raport. Ia uite-l pe ăsta. Vezi că a venit unul la tine. Ia uite, mi se spăr sabia, coaie, ce s-a întâmplat? Ai văzut că mi se spărsese sabia, coaie, și mi-a dispărut din mână? Da. Iară? Ba da, vezi să spui dacă vine cineva la mine, dacă tot mi-ai zis cine-i suspect pe mine, îmi spui și tu dacă vine cineva la mine, mane, ca să pui și o căscuță. Mamă, nici măcar full iron nu am încărcate alea, gen armuricile alea de acolo din stânga jos, nici măcar ca de full iron nu sunt încărcate, coaie. A, pe ce să fie de full iron, că nici mă n-am nimic de diamant pe mine, coaie. Păi nu știu ce să-mi pun eu pe locul 2 aici, gen. Mâncare, nu știu dacă am nevoie. Uite, ăsta aș putea să-mi-l pun pe locul 2. Gen, să-i dau repede lavă sub picioare dacă vine la mine. Și chiar aș încerca chestia asta, să-i dau. Bă, dar nu se... Ia uite pe aia, ia-s cu echipier, fii atent, tu vă în gură, nu veniți voi aici, mă. Ia uite-l pe ăsta. Coaie. Ai văzut ce am făcut? Am crezut că skeletonul e player și am început să fac strafe-uri, să nu tragă în mine cu arcul, coaie. Să mă vezi pe... Uite, fix așa am văzut. Te uiți acum pe mine? Fix așa am făcut. A, e unul aici, frate. Și asta te ajungi pe aia, m-am uitat la el cu zoom-ul, așa, și am văzut că nu-i player. Băi, coaie, cât de prost. Mamă, mai 5 secunde și se umplu chesturile. Ar trebui să spui dacă vine vreunul pe mine, te rog eu, mane, că o să stau aici la chesturi. Ia să vedem, mă, frate. Mamă, gapel, săgeți, dar un arc, am un stack de săgeți cu aia și n-am și eu un arc. Iron chestplate, bine, diamond boots, bineînțeles. Băi, coaie, mi-am aruncat pantalonii și pantalonii nu trebuia să-mi omor. Nu trebuia să-mi arunc. Trebuie iron chestplate-ul ăla, coaie. Așa. Și iron chestplate-ul sau diamond chestplate-ul. Băi, unde e chestplate-ul? Ah. Hai mă, așa. Gata mă băieți, acum suntem aproape de full iron. N-aveam și ceva cască pe aici, dar stai că mai avem chesturi mă băieți. Să... arc cu power, bineînțeles. Ia mă, băi, nu merge controlul câteodată bă băieți, asta tură veche, n-aveți ce-i face. Mamă, diamond helmet, bineînțeles. Gata mă băieți, suntem acum mai plin decât full iron. Mamă, dar ăștia, toți care se învârpe pe aici sunt spec, coaie, chiar ăștia, chiar sunt așa de proști încât să nu iasă? De pe ăsta, coaie, fără mișto, Iliuță. Cine se învârte pe aici? Nu se învârte nimeni acum, nu mai e nimeni. Nimeni? Nu mai e spec? Nu, doar eu. Mamă, eu văd oameni care se învârte pe aici cu aia, văd gen nume de jucători cu aia și am impresia că tot timpul e cineva spec cu aia. Nu înțeleg de ce. Dar nu înțeleg de ce ăștia stau cu aia și gen campează, sau? Băi, unii ori dispărut ăia doi. Spate. Ce stai aici? Gen, sunt timp de doi? Nu, da, sunt timp de doi. Am văzut că mamă, ce nesimțit. Mi s-a dus sabia cu aia. Mi s-a dus sabia în timp ce mă băteam cu ei, ai văzut? Gata, asta e mort. Asta e mort că l-a atacat și mamă, te-ai văzut că mi s-a dus? BG, cum ai zis eu, GG bă băieți. Mamă, ai primit win-ul și tu, coaie, că a zis gen că Zedo și Raul au câștigat și ai murit în primele 2 minute să moară Jaxi, să... Mamă, bă băieți. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest prim episod de
high pixel cheating, să zic așa, de Minecraft cheating. O să fac și cheating pe alte servere, cum ar fi Mineplex sau nu știu ce servere vreți voi. Like. Bineînțeles, dacă apăsați butonul de like, o să facem, vă jur că următorul episod, deci dacă facem la acest episod de Minecraft 1000 de like, următorul episod va fi un mare ultra hardcore de la cu 100 de playeri unde o să minez eu cu ele, o să dureze efectiv episodul jumătate de oră ca un competitiv de CS. Scrieți în comentarii ce vreți să vedeți. Sau exact, sau exact. Uitați, vă las mini game-urile aici, deci avem așa, Skyblock, mă rog, asta nu sunt interesante. Hai să vă zic așa. Deci avem Bedwars, Skywars, deci foarte, foarte multe. Cei care jucați Minecraft oricum știți game ăsta, mini game urile de pe Hypixel, deci cam știți ce să ne recomandați, ce să ne recomandați să jucăm. Cât de mare e șorma asta, aproape cât pula mea. Bă, frate, băi, frate, fii family friendly, acum o să uite copii la Minecraft și tu înjuri mane. E frumos așa? Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Minecraft Hacking. Hai să facem 1000 de like-uri și nu uitați să ne lăsați acolo propuneri cu ce minigame-uri vreți să mai jucăm în episodul următor și noi ne vedem data viitoare. Salut, zici tu ceva, mane. Aha. Mane, beluța, meluța, bejuța.